În intervalul 9-15 septembrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș a desfășurat acțiuni de control specifice prin cele două compartimente de specialitate, respectiv relații de muncă și securitate și sănătate în muncă. Au fost controlați un număr de 68 de agenți economici, 26 în domeniul relațiilor de muncă și 42 în domeniul securității și sănătății în muncă, fiind depistate un număr de 61 de deficiențe. Au fost sancționați un număr de 28 de agenți economici, iar amenzile contravenționale se ridică la circa 40.000 de lei. În cadrul proiectului Extindere pe verticală Tronson Sudic și reparații capitale șarpantă, schimbare învelitoare Tronson Nordic clădire C1, implementat la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, a fost realizată o secție de anestezie și terapie intensivă ATI, care a fost ieri inaugurată. De asemenea, tot în cadrul acestui proiect au fost efectuate amenajări interioare pentru saloane, cabinete și recompartimentări de spații. În același timp, s-a realizat schimbarea destinației unor încăperi existente cu intervenții la compartimentare pentru a corecta anumite fluxuri în unitatea spitalicească, se arată într-un comunicat al CJ Maramureș. În ceea ce privește saloanele din compartimentul de terapie intensivă, acestea sunt dotate cu paturi speciale de terapie intensivă, dispun de monitoare de funcții vitale de înaltă performanță conectate la stația de monitorizare centralizată, ventilatoare mecanice și sisteme formate din injectomate automate cu 6 seringi, 2 pompe de perfuzie și 2 pompe de nutriție. Valoarea totală a proiectului este de 10 milioane de lei, TVA inclus. Camera de Comerț și Industrie Maramureș vă așteaptă în data de 23 septembrie la deschiderea expoziției Rivulus Dominarum. Este cea de-a 28-a ediție, iar deschiderea va avea loc la ora 11. În cadrul manifestării se va desfășura a doua ediție expoziției Republica Moldova prezintă. Târgul este deschis pe toată durata Sărbătorii Castanelor.